Însă o altă problemă pe care o cunoaștem cu toții este risipa alimentară și despre asta vom vorbi. Urmează acum o sesiune specială Powered by Lidl România, exact cu tema aceasta, care consider că este foarte fierbinte în România, și anume risipa alimentară și modul responsabil prin care putem combate această risipă. Eu sunt nerăbdător să aflăm mai multe și vă pot spune că Lidl este una dintre companiile care s-a implicat activ în a combate acest fenomen și modul prin care putem să schimbăm mentalitățile consumatorilor în mod responsabil. Vă voi spune imediat și cine sunt speakerii, invitații noștri, deja îi puteți vedea și pe ecran. Și îi invit de asemenea alături de mine pe Cristina Hanganu, director de comunicare și CSR la Lidl România, Gabriel Sescu, președinte Banca pentru Alimente, Gina Neacșu, voluntar la Asociația David Alexandru, Elena Dinu, expert în problematica reducerii risipei alimentare, iar această discuție va fi moderată de către Marta Ușurelu, owner al revistei Biz. Vă urez bun venit tuturor și suntem nerăbdători să aflăm ce ne-ați pregătit astăzi și totodată care sunt modalitățile prin care putem reduce risipa alimentară. Marta, te rog! Mulțumim foarte mult, Alex. Bună ziua și din partea mea. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi alături de noi. Suntem onorați și încântați să vă avem aici în studioul Zilelor Biz. Suntem la ziua noastră de suflet, ziua de CSR, ziua în care ne întâlnim cu oameni care ne ajută în fiecare zi să vedem cât de mult contează fiecare gest, cât de mult bine putem să facem noi. Și vorbim astăzi despre un subiect nou, un subiect interesant, un subiect despre care nu s-a vorbit foarte mult. Pentru unii nu este nou, pentru unii nu este, să spunem așa, cel mai nou subiect în zona de CSR, dar despre risipa de alimente este momentul să vorbim și în special în această pandemie. Știm că este foarte important să ne dăm seama cu toții că putem să ajutăm enorm și că de foarte multe ori aruncăm, nu? Cristina, aruncăm mai mult decât credeam. Și ar trebui să începem să fim mult mai atenți, să ne focusăm atenția în direcția asta. Și aș vrea să te rog, Cristina, pentru că tu ești primul nostru vorbitor și ai și o prezentare, să intrăm în atmosferă. Este deschis. Stai puțin, mi se pare că l-ai închis tu. Acum? Acum, da. Gata. Bună ziua! O să vorbim un pic despre risipa alimentară pentru noi. Acest subiect este unul de foarte mare interes. În primul rând pentru că suntem în această industrie, vindem alimente, dar o să vedeți în prezentarea mea că este de interes și pentru stakeholderii noștri și asta cumva ne-a bucurat enorm de mult să constatăm. La nivel mondial, dar și în România, risipa alimentară este o problemă. Este o problemă reală nu doar pentru faptul că aruncăm enorm de multă mâncare și vedeți aici doar câteva statistici spicuite. Problema este că pentru a produce această mâncare pe care noi o risipim, consumăm resurse. Practic, aruncând mâncare, pierdem pe toate părțile. Pe de altă parte, știm foarte bine că sărăcia este o problemă globală, nu doar în România. Și faptul că noi, ca societate, aruncăm mâncare în condițiile în care avem atât de mulți oameni care merg la culcare seara nemâncați, e dincolo e o problemă morală, dacă vreți. Lucrurile la nivel de România arată nu bine și când noi am început să ne preocupăm, noi Lidl am început să ne preocupăm de această problemă, am fost poate printre primii care ne-am uitat cu foarte mare atenție la ea.
Ce ne bucură foarte mult este faptul că între timp sunt extrem de multe organizații, autoritățile statului se uită la această problemă cu foarte mare seriozitate și asta cumva ne încurajează să mergem mai departe și să milităm pentru combaterea risipei alimentare. Și uitați-vă puțin, dacă ne uităm, câți bani pierdem, este îngrozitor. Dincolo de toate celelalte lucruri pe care le pierdem. O treime din alimentele produse în lume pentru consum uman sunt risipite. Este îngrozitor. Am putea să hrănim practic pe toată lumea, probabil cu ceea ce producem, dacă am fi mult mai atenți la ce facem cu aceste cantități de alimente. La nivel global, și vă spuneam aici de impactul pe care îl are producția de mâncare asupra mediului, el nu este de neglijat. Noi, pentru a produce mâncare, producem efecte nu benefice asupra mediului. Și ăsta este încă un motiv foarte important pentru care chiar trebuie să fim atenți ce facem cu această mâncare pe care o producem la niște costuri din punctul de vedere al mediului foarte ridicate. Și vă spuneam cumva că am constatat că nu doar pentru noi este important acest subiect. În momentul când am început să raportăm pe sustenabilitate, ne-am dat seama că și pentru stakeholderii noștri acest subiect este de foarte, foarte mare interes. Cumva a fost o surpriză plăcută pentru că nu ne așteptam. Și atunci primul lucru pe care l-am făcut, am început să luăm măsuri în propriul nostru business. Ce putem să facem pentru a nu mai risipi mâncarea? Și aici vedeți doar câteva dintre măsurile pe care le luăm de ceva timp deja, astfel încât să ne asigurăm că ceea ce este în magazin nu se risipește, ajunge tot la clienți. Mai departe de atâta, ceea ce nu putem salva, ca să spun așa, trimitem către băncile pentru alimente. Și de aceea sunt aici împreună cu Gabi Sescu de la Banca pentru Alimente, pentru că ăsta a fost un proiect în care noi am crezut de la început și l-am susținut pentru că am văzut aici o soluție la nivel de societate extrem, extrem de bună pentru a ne asigura că risipim cât mai puține alimente. Băncile pentru alimente, și o să vorbească Gabi mult mai pe larg despre asta, sunt un serviciu social. Ei colectează și distribuie gratuit bunuri care pot fi consumate. Facem colecte de alimente cu ei în magazine. Am încercat de Crăciun anul trecut și anul ăsta o vom relua, chiar dacă este mult, mult mai complicat anul ăsta decât a fost anul trecut. Le-am oferit sprijin pentru că, o să vedeți, băncile pentru alimente au relația directă cu organizațiile care au în grijă beneficiari direcți. Deci, în felul ăsta, noi ne asigurăm că mâncarea pe care noi o donăm ajunge direct la cei care au nevoie, ceea ce mi se pare extrem de important. Ca să nu mai spun de faptul că ne asigurăm că aceste alimente ajung în condiții optime la beneficiari. Am văzut că ați donat de la începutul pandemiei până acum 37 de tone de mâncare. Da. Ai trecut așa de repede peste această cantitate, 37 de tone donate în 7 luni, cât aproape 8 luni. Da, da, da. Felicitări. Ce mai facem și cumva e tot în zona de combaterea risipei, nu hrană umană, dar hrană pentru animale, este faptul că donăm tot ceea ce dintr-un motiv sau altul nu putem să vindem, donăm către organizațiile care au în grijă animale fără stăpân. Și ni se pare minunat că nu mai trebuie să distrugem cantități imense de mâncare pentru animale și ele ajung la cei care chiar au nevoie de ele, la câini, pisicuțe.
Inclusiv la evenimentele la care mergem, ceea ce facem este încercăm, ok, să ne planificăm stocurile cum trebuie, dar atunci când rămânem cu alimente, inclusiv alimente perisabile, prin intermediul băncilor încercăm să le distribuim cât mai repede posibil către beneficiarii finali. Și Electric Castle 2019 e un exemplu foarte bun. O să vedem Electric Castle 2021. Anul ăsta am sărit peste. Clickerul niciodată nu mă ajută. De asemenea, avem deja o tradiție destul de lungă de campanii pe foarte multe canale de educare. De educarea consumatorului. Și aici una dintre ele este Rețeta Responsabilă, este o campanie care se desfășoară de foarte mult timp pe Facebook. Practic sunt rețete foarte simple cu lucruri care ți-au rămas în frigider și nu mai știi ce să faci cu ele, le dai de colo-colo și până la urmă ajungi să le arunci, ceea ce este foarte rău din punctul nostru de vedere. Ce am mai făcut? Și aici am contribuit pentru că a fost un grup foarte, foarte, foarte mare la modificarea legii. Există această lege 217 pe 2016 privind diminuarea risipei alimentare. Ea avea, ca orice lege, nu era perfectă și cumva ne-am strâns în acest grup de lucru și am făcut propuneri astfel încât să îmbunătățim legea, chiar să ne ajute pe noi toți cei de pe acest lanț să diminuăm risipa alimentară și cumva este minunat că chiar ne-a ieșit lucrul ăsta și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au fost în acest grup și s-au luptat pentru o formă îmbunătățită a legii. Eu cam asta am avut să vă spun. Un lucru pe care l-am mai făcut și cumva de care suntem foarte, foarte mândri, în nebunia din martie când a început pandemia, unul din lucrurile la care ne-am uitat a fost, Doamne, oamenii fac stocuri. Și ce de stocuri s-au făcut? Și ce stocuri, pentru că știam ce zboară de pe rafturile magazinelor. Și echipa mea a venit cu această idee și le mulțumesc încă o dată. Au zis, măi, hai să încercăm să-i ajutăm pe oameni să nu risipească ceea ce au cumpărat. Și aici am declanșat o campanie pe Facebook în care pur și simplu le explicam oamenilor tips and tricks, cum să depoziteze mâncarea, ce să depoziteze cu ce, ce nu poți să pui împreună, că se strică mai repede, astfel încât să ne asigurăm că ceea ce au cumpărat vor și consuma și vor consuma în condiții optime. Și cumva s-a bucurat de extrem de mult succes. În proces am descoperit și noi lucruri pe care nu le știam, am mai învățat niște lucruri, cum e cu citricele și alte trucuri de genul ăsta. Și continuăm să mergem în direcția asta și să încercăm să facem cât putem noi de mult în zona asta. Dar avem nevoie de ajutor. Băncile au nevoie de ajutor. Suntem deja o sumă de susținători și donatori, dar o să vă povestesc că Gabi, rețeaua crește și în mod clar, pe măsură ce crește rețeaua și reușește să trimită mai departe mai multe alimente, cu atât are niște costuri care trebuie susținute. Și aici ăsta cumva este apelul meu de suflet pentru toți cei care sunt în industria asta și care sunt interesați de problemă, să vină alături de noi, că o să le placă proiectul ăsta enorm de mult. Este un proiect în care cu siguranță și sper din tot sufletul se vor implica și vor veni alături de voi și vor veni în special alături de băncile de alimente. Felicitări încă o dată, Cristina și Lidl, pentru tot ce ați făcut. Sincer, noi am fost alături de voi în această perioadă și voi ați fost alături de noi și am scris foarte mult despre ce ați făcut voi și suntem încântați și la un moment dat chiar stăteam și ne gândeam când ați reușit să faceți toate proiectele în care ați reușit să vă implicați. Jos pălăria! Mulțumim! Întorcându-mă către Gabriel Sescu,
Bine ai venit, Gabi, la noi. Tu ești președintele Banca pentru Alimente. Cum este să fii bancher la Banca pentru Alimente? Microfoanele sunt deschise, ca să știți. Deci asta este una din glumele exact cu care eu sunt întâmpinat de diverse persoane. Ce faci, bancherule? Muncesc la banca altora. E răspunsul. Ideea de bancă în România a plecat undeva la începutul anului 2016, după o provocare, să spunem, personală, la care a trebuit să iau, după care a trebuit să iau niște decizii. M-am gândit ce pot să fac după 20 de ani de experiență în asistență socială, management de proiect social, și atunci, plecând de la câteva lucruri pe care le știam despre câteva bănci din Italia, m-am gândit că ar fi cazul și România să aibă așa ceva, într-un context în care toate statele din jur, Ucraina, Ungaria, Serbia, Albania, Bulgaria, aveau deja o bancă recunoscută la nivel european. Și am evaluat puțin situația, am spus, aici e ceva de făcut. I-am contactat pe cei de la Federația Europeană a Băncilor, pentru că e clar că e vorba aia românului cu nu facem noi roata, e inventată de mult, s-ar putea dacă o facem noi să dea cu colțuri. Da? Și contactându-i am câteva informații. La ei am făcut un efort și am vizitat eu o bancă în Italia și am colaborat, adică am ajutat în bancă în timp de o săptămână tocmai pentru a vedea de unde vin produsele, cum sunt preluate, gestionate, distribuite, cui, cantitativ, valoric, pe ce criterii. După care mi-am strâns câțiva prieteni și am spus, uite, vreau să facem așa ceva în România. Bineînțeles, prima reacție, ești nebun, în România așa ceva nu merge, nu se poate. Și am spus, măi, eu am văzut aceeași companie, Lidl, Metro, Kaufland, etc., da? Face lucrul ăsta în Italia, în Germania, ok, da, chiar și lângă noi aici, uite, în Ungaria, în Polonia, adică, să spunem, undeva mai la est, așa, mai, o țară un pic mai săracă decât, să spunem, o Germanie sau o Elveție. Și cu greu am reușit să convin câțiva, am făcut asociație și am plecat la drum. Însă întotdeauna am ținut cont de principiile pe care cei la nivel european, FEBA, Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente, le au, tocmai ca să încerc să aduc la zi, dacă tot construim ceva, haideți să construim ceva care funcționează astăzi, să nu plecăm chiar de la zero. Și lucrul ăsta ne-a ajutat, am promovat printr-un eveniment la Camera de Comerț și Industrie proiectul nostru, am început să căutăm companii care să ne susțină, am căutat să facem și o bază de date cu organizații la care să ajungă produsele, pentru că din prima zi, dacă tu ai un astfel de produs și de obicei cu un termen scurt, să poți să-l și dai, să ajungă să fie consumat. Iar ceea ce este important pentru noi este că am găsit sprijin în 2017 la Lidl, o companie care a fost foarte interesată să susțină atât Banca din București, cât și celelalte bănci pe care noi le-am creat. Ne-am propus ca în 5 ani de zile, deci plecând din 2016, în 5 ani de zile, să avem câte o bancă în fiecare euroregiune care să funcționeze. O bancă înseamnă să ai cel puțin un spațiu de depozitare acreditat sanitar-veterinar, o camionetă cu instalație frigorifică, la fel acreditată sanitar-veterinar pentru preluarea produselor și o persoană implicată, dedicată proiectului. Deja astăzi putem vorbi despre 7 bănci, București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara și Constanța. Timișoara și Constanța s-au fost constituite în 2020, iar ele au început timid activitatea. De la 1 decembrie încercăm să le lansăm printr-un parteneriat cu Metro pentru a prelua produse din magazine Metro și cu un parteneriat cu Lidl pentru a putea prelua produse din această zonă și, bineînțeles, colecta despre care mai devreme Cristina vorbea, o colectă făcută în magazine pentru sărbătoarea Crăciunului, prin care să colectăm alimente de produse de băcănie, am spune noi, da? Produse pe care le ținem și în cămară și din care noi să facem pachete.
Aș vrea doar să... retailerii vă oferă produse? Cine poate veni să vă ofere produse? Deci noi, în general, lucrăm cu zona de producție, vânzare angro importatori și retaileri. Preluăm, dacă vreți, noi avem așa o expresie, mergem după un palet de marfă sau 300 de kilograme, ca să se justifice timp, mașină, om, etc., să fie o activitate eficientă. Facem și excepții, acolo unde există un contract, pentru că noi pașii pe care îi facem sunt următorii. Încheiem un contract valabil un an de zile, iar cu fiecare livrare pe care noi o primim, încheiem doar o anexă la respectivul contract. Cu un contract într-o multinațională se semnează greu, în luni, așa, și nu are sens să faci contract de fiecare dată, că expiră marfa până vrei tu contractul semnat. Și mergem, v-am spus, în zona asta. De ce? Pentru că aici există cantități foarte mari. Multă lume spune ce e la surplus alimentar, cum să existe. Păi simplu, dacă vreți cel mai elocvent exemplu, e cel cu dulciurile de după sărbători, după Crăciun sau după Paști. Nu mai cumpără nimeni după 6 ianuarie steluțe, moș, reni, sau după Paști iepurași, puișori și așa. Ăsta e cel mai elocvent exemplu, produsele mai au și 6 luni și poate chiar și un an termen de valabilitate, dar nu mai prezintă interes. Da? Dacă vreți o glumă, chiar și mucenice de pe 9 martie, după aia nu mai au interes decât anul viitor. Așa. Dar există foarte multe stocuri și de produse. Gândiți-vă că se fac aprovizionări cu legume, cu fructe. Aprovizionarea se face, dar piața absorbe într-un anumit ritm. Și atunci sunt situații în care apar produse care încep să se deterioreze sau să nu mai prezinte siguranța că peste 7 zile când vor fi la consum vor fi ok. Și atunci noi preluăm și astfel de produse care au mici, deteriorări de 1, 2, 3% și ele ajung imediat în depozitul nostru. Pe de o parte, deci, sunt furnizorii despre care am vorbit, da? Dar pe de cealaltă parte noi avem o bază de date la București de peste 136 de ONG-uri. Asta înseamnă cămine pentru persoane vârstnice, înseamnă cantine sociale, centre de zi pentru copii, pentru persoane cu dizabilități, pentru vârstnici, activități de tip after school făcute pe lângă o școală, de către o asociație, pe lângă o mănăstire, pe lângă o biserică. Deci noi lucrăm, dăm mai departe, păstrând trasabilitatea produselor, doar către ONG-uri. Sprijinim un ONG care are programe sociale cu beneficiari sociali. Că un ONG poate să fie și un club de sport. Un ONG poate să fie și, o societate comercială care are în spate un ONG. Dar noi mergem strict, program social, beneficiar social. Și de ce vorbesc de bază de date? Pentru că fiecare organizație este vizitată personal de noi și evaluată. Cine sunt beneficiarii, ce potențial au de a primi, a depozita și cam ce cantități ar putea să folosească periodic. Informațiile astea ne folosesc pentru că dacă noi primim mâine 3 tone de morcovi, trebuie să știm unde e bucătărie și exact, se gătește. Da. Dacă primim dulciuri, ele pot fi date peste tot, pentru că da, un desert merge în orice tip de centru social. Am să te rog să intrăm, pentru că este alături de noi pe Zoom, Elena Dinu, expert în problematica reducerii risipei alimentare, să o întrebăm și pe Elena cum este și cât de gravă este această risipă în România și cum vezi tu ce se poate face pentru oamenii care vor să se implice. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră. O să încep un pic prin... face așa o scurtă prezentare. Eu am ajuns oarecum întâmplător, cumva, cred că subiectul de risipă alimentară m-a ales el pe mine decât eu pe el. A fost o perioadă de timp reprezentantul României la Comisia Europeană și am făcut parte dintr-un grup de lucru care se ocupa de problematica risipei alimentare. Iar acolo cumva am început să am acces la foarte multe informații, să citesc foarte mult și mi-am dat seama că este un subiect care este foarte vast, pentru că
Până acum, așa cum spunea și Cristina și cum spunea și Gabi, vorbim de o risipă alimentară care teoretic se întâmplă și la ce putem vedea, adică cumva la ce rămâne dintr-un supermarket, dar de fapt risipa alimentară pleacă cumva de la rădăcina ei, să zic așa, pleacă de la producătorul local și vis-a-vis de ce spunea Gabi, uneori cred că este foarte important la un moment dat Gabi să reușească să preia, de exemplu, și de la producător local, nu numai din supermarketuri, pentru că anul acesta este un an atipic față de orice alți ani, iar în piață sunt convinsă că pentru o companie mare care are posibilități și poate să se implice, este mai ușor să gestioneze această problematică, dar pentru un producător mic este foarte complicat, iar acolo la producătorii locali, adică fiecare verigă din lanțul agroalimentar are componenta de risipă alimentară, dar este foarte diferit să o gestionezi. Și atunci, în întâlnirile pe care le-am avut și experții cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului pe această temă, am avut, să zic așa, norocul să întâlnesc pe doamna profesor Anca Nicolau de la Universitatea de la Galați și așa am ajuns împreună să încep o temă de doctorat pe acest subiect. A fost foarte complicat să alegem o temă pentru că inițial mi-am dorit foarte mult să evaluez o cantitate de risipă, pentru că cumva știam că acest lucru este foarte greu. Și apoi, lucrând, citind foarte mult, de fapt și de drept, în afară de metodologie de calcul, care și la nivelul Comisiei Europene în momentul ăsta există, iar ea este definită și scopul ei este de a ne da seama cam care este poza mare de ansamblu. Asta a fost, să zic, prima dificultate, dar apoi, acum eu personal am început să lucrez la o analiză mai complexă, adică pe lângă metodologia de calcul, care este diferită pe fiecare etapă a lanțului agroalimentar, să transform această metodologie de calcul într-un business model. De ce? Pentru că pe lângă toate implicațiile pe care le are, așa cum spunea Cristina mai devreme, în momentul în care se produce risipă de alimente, se produce risipă de bani, se produce risipă la nivel de mediu, impactul este mult mai mare. Și atunci cred că pe fiecare veligă este important să avem un business model care să poată fi aplicat general, pentru că același business model nu poți aplica unui producător local și unui comerciant, cum nu poți să îl aplici unui restaurant. Și iată cum s-a întâmplat anul acesta, că cred că cele mai afectate din punct de vedere al risipei au fost restaurantele și apoi producătorii mici. De ce? Vreau să te întreb, da. Elena, cu cine vă înțelegeți mai greu? Cu consumatorul sau cu aceste companii care practic livrează mai departe mâncarea? Cu cine duceți lupta cea mai puternică de convingere, dacă pot să spun așa? Cred că nu cred că este o luptă. Cred că este în momentul de față este o problemă de data availability, de a lua datele. Pentru că în momentul de față, ca să le colectezi, este un prim pas. Apoi trebuie să le procesezi într-un fel și trebuie să ai o metodologie de procesare. După ce le procesezi, trebuie să și vii, de asta m-am gândit la business model. Dacă stau să mă gândesc pe fiecare verigă, pentru producătorul local este foarte greu. Acolo oamenii încearcă să nu aibă risipă pentru că munca aceea este a lor și este foarte greu să o facă. Adică, dar în schimb au nevoie de o planificare. Au nevoie de... Ok, este bine, ei știu că unde să-și desfacă, cum s-a întâmplat până anul ăsta, produsele, dar după aceea au nevoie de previziuni clare. Pentru că dacă nu au măcar previziunile cu ce trebuie să planteze sau ce cantități, și așa cumva sunt la îndemâna condițiilor meteo. Atunci au nevoie de o susținere și de parteneriate pe termen lung și cred că asta ar fi una dintre soluțiile pentru producătorii locali. Apoi, cred că au nevoie de specialiști implicați care să vină să-i ajute și să-i consilieze, pentru că
Consilierea înseamnă de la pur și simplu ei produc. Sunt oamenii care știu să producă, dar mai departe au nevoie de ambalaje, au nevoie de ambalaje sustenabile, au nevoie de o minimă promovare și au nevoie să-și eficientizeze pentru a nu crea risipă, inclusiv de centre de colectare, poate, care lipsesc în anumite zone. Centre de colectare unde legumele, până să ajungă să fie distribuite către comercianți sau către Horeca, să poată fi păstrate niște condiții care le să asigure o deteriorare mai lentă, ca să zic așa. Și sunt câteva soluții și pentru partea de producători locali. Apoi este partea de gospodării individuale, unde acolo este cea mai mare, să zic, risipă. Și s-a vorbit mai devreme de stocurile pe care le-au făcut consumatorii în prima perioadă a pandemiei. Și într-adevăr, aici cred că ține foarte mult. Și aici cred foarte tare în campaniile de CSR făcute de companiile mari, pentru că au rolul de a schimba mindset-ul, au rolul de a educa. Avem nevoie de educația asta și în paralel cu educația făcută de companiile mari prin campaniile de CSR și prin ceea ce vedem în media, avem nevoie de educație în școli, educație alimentară. Avem nevoie, eu personal cred foarte tare în ideea că un copil trebuie să știe de unde vin alimentele, trebuie să înțeleagă de unde se mănâncă el, de unde mănâncă, de unde provine laptele, și cum se obține laptele. Asta mi se pare, cred că la fel de important cum mi se pare a face română și matematică în clasele primare. Adică, Elena, cred că da. Cumva generația noastră, noi suntem responsabili să ne asigurăm că generația copiilor noștri o să aibă o relație cu alimentele mult mai bună, sustenabilă, nici nu știu cum să spun, adică se vor purta cu alimentele cu mult mai mare responsabilitate și asta ne cade nouă în sarcină, cred. Și pe mine ce mă bucură este că am reușit să punem pe agenda această problemă măcar. Acum câțiva ani, da, știi foarte bine că nu se uita nimeni la risipa alimentară. Na, we are getting there, cum ar spune englezul. Mai avem un pic de luptat. Da, este foarte interesant. Așa cum spui, mi-aduc aminte când a fost prima dezbatere despre risipă. Cât de greu a fost și faptul că nimeni nu știa nimic. Mi-aduc aminte cât de greu a fost pentru mine când am mers prima dată și am văzut. Așa cum spune Gabi, așa cum el a avut interacțiunea cu băncile și și-a dat seama, așa am văzut și eu, wow, cât de departe sunt ceilalți. Dar tot așa cum spunea Gabi, nu cred că trebuie să inventăm roata, cred că trebuie să luăm modele bune care sunt acolo și să le aplicăm. Sunt foarte multe modele, sunt țări mai avansate decât noi, dar cred că trebuie să le aducem la noi și să le aplicăm la realitatea noastră. Cred că asta e cel mai important, să ne dăm seama, să facem o autoevaluare, să vedem unde suntem ca să putem să aplicăm acolo unde suntem noi acum. Bine, mulțumesc foarte mult, Elena. Aș vrea să vorbim un pic și cu beneficiarul final. Și avem alături de noi pe Gina Neacșu, voluntar la Asociația David Alexandru. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim foarte mult că ai venit și ești alături de noi. Cum e pentru voi, beneficiarul final, să vedeți munca acestei rețele întregi când reușește să ajungă mașina la voi? Da, deși vin din industria beauty de peste 20 de ani, de când am născut primul copil, am simțit să fac ceva și pentru alții. Și de fix 16 ani, acum în noiembrie, copilul meu împlinește 16 ani, fac treaba asta cu brio, ca să zic așa. Este atât de emoționant când te duci la ei și vezi că pur și simplu te așteaptă și cu Eugenia. Sau în fiecare zi încerc să găsesc cazuri noi pe care nu-i vizitează nimeni, pe care nu-i ajută, nu știu, primăria locală, pe care nu-i ajută o altă asociație. Și de aproape 2 ani beneficiez de ajutor băncii pentru alimente și de acolo am cele mai multe resurse, ca să spun așa. Suntem o gașcă de prieteni care punem mână de la mână și așa putem ajuta cât mai mulți beneficiari. Dar cele mai multe resurse de la Banca de Alimente, încercăm să ajutăm
copiii care, în general, ne ducem în localități, la școli și întrebăm cadrele didactice, copiii care învață și sunt cu venituri cât mai mici. Pentru că acolo investim cumva în viitor. Acolo vedem noi nevoia cea mai mare, nevoie de pachet, nevoie de rechizite, pentru că noi ajutăm cu tot ce putem ajuta. Și cea mai mare nevoie, mi se pare, acum în pandemie, mi se pare că sunt persoane care până acum ajutau ele și acum fie sunt în șomaj, fie nu mai pot ieși din casă pentru că locuiesc la țară și înainte munceau cu ziua. De-aia mi se pare atât de important ca toate magazinele mari să se îndrepte către Banca pentru Alimente și să doneze alimentele care mai au puțin termen de valabilitate, care în 24 de ore pot ajunge la sute de copii. Eu, de exemplu, cum decurge o zi când merg la cei mai puțin norocoși, și așa îmi place mie să le spun, plec, mă duc, încarc mașina și în aproximativ 8 ore fac poate 300-400 de kilometri, dar ajung la peste 200 de suflete. Alimentele respective, decât să ajungă, nu știu, probabil la gunoi, ajung, deși mai au termen de valabilitate, poate o săptămână, poate două, cu siguranță copiii le consumă, nu știu, poate două, trei zile de când ajung la ei. Așa că eu rog toate magazinele mari să meargă către Banca pentru Alimente, pentru că de acolo foarte mulți beneficiari, eu sunt poate o frimitură din toți cei care ajung la Banca pentru Alimente și merg mai departe către alți beneficiari. Doar de în septembrie am ajutat 197 de copii cu rechizite și ghiozdane. Acum am peste 300 de copii care ne așteaptă de Moș Nicolae, de Moș Crăciun să le umple înghetele, așa îmi place mie să spun. Și deși nu am propria mea asociație, colaborez cu foarte multe pentru că îmi place să ajut. Și asta e clar că aseară am primit un mesaj că sunt influencer. Nu știu dacă sunt influencer, dar îmi place foarte mult să influențez pe bine, să influențez pe alții, să ajute copiii, să ajute mămicile care au nevoie de ajutor, să ajute bătrânii, pentru că mi se pare că un bătrân care nu mai are pe nimeni să primească orice, chiar și o supică caldă la prânz, este un mare ajutor și energia lui bună vine către noi. Tocmai de aceea mi-ar plăcea așa să existe, îmi place să spun așa, nu știu, centre de zi în fiecare sat, să existe cât o bancă pentru alimente ca să ajute cât mai mulți copii și cât mai mulți bătrâni, cât mai multe persoane care au nevoie, să nu mai simtă grija zilei de mâine, ca să mă exprim cel mai corect. Cristina, voi ați acceptat să fiți parteneri pentru Banca de Alimente din primul moment în care ați aflat despre acest proiect. Da. De ce ai recomandat și altora să nu se gândească prea mult? Care ar fi argumentele pentru care orice altă mare rețea ar putea să asocieze? Sincer, în afară de toate argumentele care s-au adus aici, ce am spus eu, a spus Elena, a spus Gabi, adică toată lumea, Gina, toată lumea a adus argumente din toate zonele. Cred că un argument care nu a fost spus este acela că risipa, în afară de toate pierderile pe care le ai pe lanț, ca să zic așa, de cele mai multe ori vine și cu cheltuieli, pentru companii cel puțin. Și știu că sună cumva ciudat, dar ăsta este adevărul. Pentru că sunt foarte multe alimente care nu pot fi aruncate, nu le duci undeva și le arunci, ele o parte trebuie distruse. Asta vine cu costuri. Și o să fiți surprinși dacă costurile sunt mari. Nu este ceva neglijabil. Mai mult de atât, ok, ca să duci ceva la groapa de gunoi, costă. Chiar dacă, ok, pentru noi, consumatorul casnic, să zic, nu simțim foarte mult, din păcate, costurile astea, da? Costul cu gunoiul este ceva infim, de cele mai multe ori, în bugetul unei familii. Dar pentru o companie sunt niște costuri
foarte mari. Ăsta este ultimul argumentul la final, ca să zic așa, cireașa de pe tort, pentru că sunt niște costuri de care companiile vor scăpa, în afara faptului că vor face o faptă bună, că mai nou, conform legii îmbunătățite a risipei alimentare, vor putea raporta, da? Este, cum să spun, își vor reduce impactul negativ. Sunt extrem de multe lucruri care vin să dea cu plus acolo când te uiți dacă vrei să faci așa ceva sau nu. Și da, poate la început este un pic complicat. S-ar putea să trebuiască să introduci niște procese noi în sistemul tău ca business. Asta ni s-a întâmplat și nouă și celorlalți parteneri. Dar este o investiție minimă, dacă vreți. Este un mic efort pe care îl faci și după aceea poți să vă asiguri că sistemul funcționează. Noi suntem partea acestui sistem și, și ne bucurăm de fiecare dată când putem să împiedicăm risipirea alimentelor. Care sunt lecțiile pe care voi le-ați învățat și mă refer la, și întrebarea este pentru toată lumea, în această perioadă de pandemie? Pentru că a fost un moment în care cu toții am avut și puțin timp să ne mai gândim, deși am muncit mai mult decât oricând și mai mult decât credeam că este posibil. Și de eficientizare și de cum ar putea să fie pe viitor mai ușor și de inclusiv aceste argumente despre care vorbeam să-i convingem inclusiv pe consumatorul final să nu mai arunci atât de ușor. Ce ați învățat în perioada asta? Eu v-aș răspunde cu provocarea pe care noi am avut-o ca din februarie în aprilie să se dubleze cantitatea de produse colectate. Deci timp pentru asta nu. V-ați propus-o voi singur? Sau? Nu, asta s-a întâmplat. Natural s-a întâmplat. Odată cu închiderea hotelurilor, restaurantelor, da, în zona de Horeca, asta a fost o chestie care pe noi ne-a mirat, adică ni s-a dublat în 60 de zile volumul de marfă colectată, deja previziunea noastră era dată peste cap, nevoie de persoană în plus, nevoie de o camionetă în plus și așa mai departe. Deci bugetul a luat-o la vale rău de tot. Însă, așa cum se discuta mai devreme, noi mergem spre companii, da, și venim cu argumentele deja discutate, cele de natură economică. Este mai ieftin pentru voi să donați cu câteva zile înainte decât să ajungeți să aveți gunoi. Da? Hrană, nu gunoi. Pentru că gunoi înseamnă, pe lângă faptul că plătești, înseamnă poluare, înseamnă o risipă de resurse. Și ne plângem că nu știu, că nu avem resurse, că nu ne mai ajung resursele, că le consumăm deja în luna august pentru anul în curs și așa mai departe. Însă ce ne-a ajutat pe noi cel mai mult a fost să le provocăm, să provocăm companiile, spunându-le, compania voastră cu siguranță face deja lucrul ăsta în Polonia, în Ungaria, aici, lângă noi, nu în Elveția sau în Germania. Haideți să preluați metoda pe care voi deja, ca și companie, o aveți acolo. Pentru că eu vin și vă vorbesc, dar s-ar putea să nu puneți multă bază și să nu, poate să nu aveți încredere în mine, că eu sunt subiectiv, eu ca manager de bancă vreau cât mai multe produse de la voi. Aplicați aceeași metodă pe care compania o are de, nu știu, de 3, 5, 10 ani în state vecine. Asta a fost unul din argumente. Iar celălalt este și de natură, dacă vreți, morală. E păcat să arunci, da? O resursă investită să-ți aducă un minus în bugetul tău economic, da? Și să faci un bine. Eu sunt și absolvent de teologie și lucrurile astea pentru mine au cântărit în ceea ce fac și vin și spun cum să arunci când în jurul tău deja vezi, auzi public în media că sunt atât de mulți copii care se culcă flămânzi, sunt atât de multe familii care n-au resurse pentru a supraviețui decent și să fii impasibil. Mai folosesc eu un citat din Maica Tereza de Calcuta, care și-a dedicat viața slujirii celor mai nevoiași din India și care atunci când se discuta despre așa ceva spunea, nu, resurse pentru toți locuitorii planetei există. Noi suntem cei care le gestionăm prost, da? Nu sunt resurse pentru mofturile noastre ale tuturor. Dar să nu ne plângem că nu ne ajung resursele. Trebuie să le gestionăm mai eficient.
Gabi, ce vreau să te întreb este, acum, din martie încoace, au fost și alte companii care s-au alăturat și care au donat față de, să spun așa, da, partenerii tradiționali? Da, provocarea asta a fost că au apărut companii care produceau pentru Horeca și cu ocazia asta, dacă vreți, așa zâmbind, am văzut și noi cum arată o găleată de iaurt la 10 litri, o găleată de smântână la 10 litri sau de brânză dulce, pentru că suntem obișnuiți cu unitățile mici, alea care ajung, să spunem, în retail la raft, până la un kilogram. Am mai văzut noi de trei, dar cu ocazia asta am ajuns la marfa care de obicei merge în zona de hoteluri și de restaurante. Iar legat de cantități, noi ca bancă am început în 2017 timid, cu 57 de tone, în anul următor 212 tone, în 2018, în 2019 824 de tone, cu toate că noi ne propusesem așa o creștere un pic mai naturală, dar cu apariția mai multor companii, creșterea a fost mult mai mare și iar bugetul dat peste cap pe sfârșit de an și așa mai departe, iar anul ăsta am depășit 1000 de tone la București, numai în deja în septembrie ne propusesem pentru tot anul cantitatea de colectat. Din spate vin băncile regionale care sunt înființate în 2018-19, chiar și în 2020 și care încep și ele să colecteze. Și vreau să vă spun un alt lucru. O provocare pentru noi a fost să colectăm laptele școlar. S-au închis școlile pe 15 martie, cu speranța că se vor deschide pe 15 mai. După 15 mai, pe 20 mai, deja am fost asaltați de producătorii care aveau stocuri și le era foarte clar că laptele lor, care era cu termen de august-septembrie, nu are cum să mai ajungă la școală. Lapte licitat, contractat și neapucat să fie livrat și consumat. Și la nivel de rețea am reușit să colectăm peste 700 de tone de lapte școlar în 3 luni, în lunile de vară, iunie, iulie, august. Este impresionant așa când auzi poveștile astea, pentru că fiecare în activitatea noastră de zi cu zi ne lovim de ele și nu am stat niciodată să mă gândesc ce se întâmplă cu laptele care era, uite... Sunt multe de povestit. Aș vrea să vă întreb, cum vedeți voi viitorul? Este o întrebare la care am să vă rog să răspundeți cu toții. Vi se pare că o să fie mai ușor, că deja oamenii s-au familiarizat cu termenul și încep să înțeleagă și să vină alături? Sau încă este foarte mult de lucru? Hai să încep eu. Mi se pare că în această perioadă lumea dăruiește mai mult și sper din suflet ca mesajul nostru să ajungă la voi acasă și să nu mai risipiți alimentele și chiar și în frigider, când aveți un iaurt și expiră peste două zile, dați-l unui bătrân la biserică. Este clar că perioada asta ne unește și cred că din ce în ce mai mulți vor dărui, cred că viitorul sună bine. Și sper din suflet acest lucru, pentru că eu zilnic primesc mesaje în privat de la restaurante, cum spunea domnul Gabriel, și zilnic am ajuns să duc acasă mâncărică caldă pentru copiii care ne așteaptă. Asta înseamnă pentru mine, toți întrebați mai devreme cum a fost perioada asta, dacă până acum mergeam o dată pe lună la copii, acum am ajuns să merg și de două ori pe săptămână. Pentru că nu doar nevoile cresc, ci și ajutorul celor cu inimă mare este din ce în ce mai des. Vă mulțumesc și nu mai risipiți alimentele, faceți cumva să ajungă acolo unde este nevoie. Mulțumesc! Stai să luăm, te rog frumos, Gabi, pe Elena. Da, eu vreau să spun că sunt foarte pozitivă și că, într-adevăr, anul ăsta, pe lângă faptul că dacă stau să mă gândesc ce s-a întâmplat din 2016 până în 2020, în 4 ani s-au clădit foarte multe lucruri care în 2016 părea imposibil să ai o bancă de alimente și să funcționeze și era imposibil să ai un asemenea sistem, era imposibil să ai trasabilitate și nu exista deloc încredere. Faptul că în 2020 Gabi a ajuns să colecteze atât de mult, faptul că deja companii mari, cum este compania Cristinei, reușește să aibă proceduri și să implementeze un mod de lucru care clar este eficient și foarte bun. Eu zic că a fost o creștere foarte mare și cu atât mai mult cred că anul ăsta, care a fost diferit și
Inițial l-am crezut dificil, dar a venit cu foarte multe învățăminte și cred că pentru fiecare dintre noi, atât acasă, pentru că s-a schimbat modul de lucru, de exemplu, de acasă pentru mine. Cred că la un moment dat a fost imposibil să credem că aproape întreaga țară a lucrat de acasă o perioadă, cu câteva excepții, și asta a însemnat, inclusiv, sunt convinsă, schimbarea unor rutine acasă, referindu-mă la a regăti acasă, a reînvăța să gătești acasă, a sta mai mult și a petrece mai mult timp în bucătărie, și atunci cumva cred că fiecare, și la nivelul gospodăriilor individuale, s-au schimbat niște modalități, modalități de consum, modalități de a te raporta la hrană. Și probabil că mulți dintre noi vom regândi, să zic așa, modul de a face anumite lucruri. Și sunt convinsă că viitorul chiar arată bine, pentru că avem nevoie să ne sprijinim pe ceilalți, așa vă spunea și Gabriela, pentru că numai împreună putem reuși. Și risipa alimentară cred că este o poveste despre cum să reușim împreună, indiferent de perioadă, că este o perioadă mai dificilă sau mai puțin dificilă. Dragă Gabi? Deci eu spun că lucrurile merg pe drumul bun. Mă bucur că lucrurile au evoluat așa cum a menționat și Elena în 4 ani. Eu sper că odată cu înființarea băncilor regionale, și ceea ce ne-am dorit noi și ne-am propus este ca anul viitor, la începutul lunii aprilie, să existe în România 9 bănci regionale, fiecare euroregiune cumva să aibă pe o rază de 100 de kilometri în apropiere o bancă unde să poată să ducă produse sau să se poată distribui, să devină eficiente, că nu putem discuta despre profit în zona asta, da? Dar discutăm despre eficiență, despre sustenabilitate. Și atunci cu banii, să spunem, cheltuiți pe zona de administrație, să fie eficientă munca noastră de colectare și distribuție. Noi încă din 2017 am format un grup de susținere, da? Sunt mai multe companii, ne întâlnim periodic la inițiativa companiei CEP România. Ei au soluții pentru depozitare și pentru transport produse, care sunt în zona sustenabilității, și peste tot unde sunt prezenți sunt cumva ambasadori ai Federației Europene a Băncilor pentru Alimente. Și dacă am început cu ei, Lidl, Metro, Kaufland, Penny, Kellogg, deci noi continuăm să strângem în jurul nostru un grup de firme. Băncile pe care le-am creat deja sunt într-o rețea, ne sprijinim reciproc. Gândiți-vă că laptele școlar de care v-am vorbit a fost luat, să spunem, de Banca de București printr-un contract, dar el a fost deja livrat, direcționat către, nu știu, Roman, Brașov, Cluj, Oradea, chiar și Timișoara, care încă nu funcționa ca bancă, nu exista, dar rețeaua se formase, da? Chiar și către Constanța. Noi construim, da? Din spate venim și construim. Am înființat deja Federația Națională a Băncilor pentru Alimente, și o vom lansa anul viitor, când ea va deveni și operațională, la fel după modelul existent în alte părți. Ne bucurăm că au venit alături de noi și că lucrează în logica asta împreună cu noi cât mai multe companii. Așteptăm în continuare companii care actualmente n-au intrat în logica noastră hrană, nu gunoi, da? Și sperăm ca, știu eu, după un an 2020 în care la nivel de rețea să reușim să colectăm undeva spre 2500 de tone, da, de alimente, să creștem în următorii 5 ani. De ce spun asta? În 2018 am participat la întâlnirea europeană a băncilor pentru alimente, care s-a ținut la Budapesta, și Ungaria, un stat vecin, în 2017 a colectat 11.000 de tone de alimente, da? Și este pe jumătate cât România ca populație, exact. Ca așa, și atunci am zis, automat, cantitatea asta există și în România. Munca noastră este să o găsim, să o colectăm și să facem să ajungă, să fie consumată ca hrană și să nu polueze în zona, da, să nu ajungă gunoi. Iar pentru următorii 5 ani, cam asta este ținta noastră, să reușim să colectăm și în România astfel de cantități, pentru că, așa cum v-am spus, o companie care lucrează cu noi este mai câștigată financiar, este mai câștigată, dacă vreți, și la nivel de imagine, pentru că suntem în Uniunea Europeană, există directive europene care cer raportare,
în zona de sustenabilitate, campanii de CSR și așa mai departe, noi le oferim posibilitatea asta, să facă în așa fel încât hrana pe care ei o dețin, da, să nu devină gunoi, să fie consumată ca hrană. Știu, Cristina, vorbim cu tine pe parcursul anului ăsta, cred că mai mult ca în oricând, că, așa cum am menționat și mai devreme, ați făcut foarte multe proiecte, dar știu că ăsta este unul dintre cele mai apropiate de tine și cele mai dragi. Și vreau să te întreb așa, ce te mână înainte pe tine? Cum alegi până la urmă aceste proiecte în care vă afiliați cu totul și investiți cu totul și vă asociați? Și ce crezi că ar trebui să, sau cum ar trebui să fie angajații din alte companii care ar trebui să simtă să facă astfel de proiecte? E nevoie doar de oameni speciali, atât? Aoleo, ce întrebare! Marta, nu știu, chiar nu știu să-ți răspund așa la întrebare cum mi-ai pus-o tu cu spiritul tău așa de jurnalist. Pot să spun prin ce proces trecem noi de obicei. De obicei ne uităm ce are sens relativ la business-ul nostru și unde putem noi să ne reducem impactul. Ok, întâi ne uităm în propriile noastre operațiuni, unde putem să optimizăm, iar mai departe, ok, dacă avem impact în zona de ambalaje sau în zona de risipă alimentară sau în orice altă zonă, ne uităm ce putem să facem și în societate. Gabi poate să confirme lucrul ăsta și alte organizații cu care lucrăm. Când ne implicăm, ne implicăm cu arme și bagaje, spunem noi. E un parteneriat și încercăm să ajutăm atât cât putem noi de mult din poziția de companie. Avem și noi limitările noastre. Cel puțin în zona risipei, în momentul când am văzut cât de importantă e nu doar pentru noi intern, dar cât de importantă este pentru clienții noștri, cât de importantă este pentru autorități, cumva ne-am dus și am zis, ok, este o temă, e o temă importantă în societate, este valoroasă și ar trebui să facem tot ceea ce ne stă nouă în putință să ajutăm, să sprijinim crearea unor sisteme astfel încât să putem să luptăm cu risipa alimentare. Și sunt două motive pentru care eu sunt optimistă. Unu, tot ce ați auzit astăzi în ora asta mă face să fiu extrem de optimistă pentru că, ok, avem un sistem, avem parteneri, competitorii noștri sunt împreună cu noi în povestea asta și asta îmi dă extrem de multă energie și optimism pentru că știu că este o soluție bună la nivel național, nu este o soluție micuță de sector. Pe de altă parte, celălalt motiv este faptul că în sfârșit risipa alimentară a ajuns pe agenda publică, a ajuns pe agenda autorităților și ăsta este un lucru minunat pentru că cumva văd că în societate încep să se coaguleze diverse forțe, astfel încât să punem efort în spatele educării oamenilor, în spatele creierii de sisteme. Ok, poate nu merge atât de repede cum ne-am dori unii dintre noi, dar avem un drum bun și avem un plan. Și ăsta este un lucru fantastic. Și deja avem niște rezultate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc Elena Dinu, Gina Neacșu, Gabriel Sescu și Cristina Hanganu pentru inițiativa de a avea această discuție. Să ne vedem cu bine, sănătoși, la anul și să auzim tot ce am vorbit noi acum și toate planurile astea să fie adevărate și chiar să fie, nu știu, cantități mai mari decât vorbim și sperăm acum, pentru că e de unde. Vă mulțumesc frumos și predau microfonul lui Alex.